Iată titlurile acestei ediții. Bărbat din Glodeni a dus cu elicopterul la Chișinău. Pacientul aflat în coma a fost transportat de un echipaj SMURD Iași la spitalul de urgență. Accident la Peresecina. Un microbus s-a rupt în două după ce a intrat într-un camion care staționa pe marginea drumului. Trafic blocat din cauza ploii torențiale. Străzi inundate, troleibuze blocate și ambuteiaje infernale în Chișinău. Un șofer prins beat la volan a încercat să mituiască doi polițiști pentru a scăpa de pedeapsă. Un bărbat din Cahul a fost prins de ofițerii CNA în timp ce primea 500 de euro de la o persoană. Ar fi promis că poate să o ajute să obțină mai ușor permis de conducere. Un bărbat de 61 de ani care a fost internat la spitalul din Glodeni cu febră înaltă a necesitat intervenția unui elicopter SMURD venit din România, după ce starea lui s-a agravat și acesta a intrat în comă. În seara de 4 septembrie, elicopterul venit de la Iași l-a preluat pe bărbat și l-a transportat spre Chișinău. În mai puțin de 40 de minute, echipajul aeromedical a aterizat pe stadionul Dinamo din capitală, iar pacientul a fost preluat de medicii Institutului de Medicină Urgentă. Pe parcursul zborului, starea pacientului a fost stabilă, fără a fi nevoie de careva intervenții de urgență. Pacient de vârstă de 61 de ani, aflat internat de pe data de 1 la spitalul din Glodeni. Astăzi pacientul a fost transferat la spitalul din Chișinău pentru investigații suplimentare. La preluare, pacient în comă gradul 4, intubat orotraheal și ventilat mecanic. Pe timpul transportului, pacientul a fost stabil. Acum medicii de la Institutul de Medicină Urgentă urmează să-i acorde bărbatului toate îngrijirile medicale necesare. Pacientul în vârstă de 61 de ani, transportat ieri prin intermediul elicopterului SMURD Iași la Institutul de Medicină Urgentă, se află în stare extrem de gravă. În prezent este internat în secția reanimare. Sunt continuate investigațiile medicale pentru stabilirea diagnosticului și pentru a se aprecia tactica de tratament. Potrivit datelor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, de la începutul acestui an, echipajele SMURD din România au intervenit în 18 cazuri de transportare pe cale aeriană a pacienților. Grav accident pe șoseaua Chișinău-Bălți. Un microbus s-a rupt în două după ce a intrat într-un camion care staționa pe marginea drumului. Totul s-a întâmplat în această dimineață, în jurul orei 9, în apropierea satului Peresecina, în direcția spre municipiul Orhei. Potrivit informațiilor, în camion se afla doar șoferul care a scăpat nevătămat, însă vehiculul a ajuns un morman de fiare. Șoferul de 52 de ani, conducând mijlocul de transport Mercedes Sprinter, pe fondul oboselii din neatenție, s-a tamponat în autocamionul care staționa parțial pe acostament din cauza defecțiunilor tehnice ale cutiei de viteze. Lovitura a fost cu partea dreaptă a microbusului în partea stângă din spatea remorcii autocamionului. Din fericire, în urma impactului, atât șoferul care se afla la volanul microbuzului, cât și șoferul camionului nu au avut de suferit. Cei doi au ieșit din vehicule pe propriile picioare, fără a avea vreo leziune gravă. În afară de șoferi, în vehicule nu se mai afla nimeni. Ambii conducători auto au făcut etilotestul, care a arătat că nu se aflau în stare de ebrietate. Alte persoane nu au avut de suferit. La fața locului au fost chemați și salvatorii. În urma impactului, în zonă s-au format ambuteiaje. Alte circumstanțe se stabilesc. Străzi inundate, troleibuze blocate în trafic și ambuteiaje infernale în capitală din cauza ploii torențiale din această după-amiază. Potrivit martorilor oculari, în unele zone apa a depășit roțile mașinilor, astfel șoferii au fost nevoiți să aștepte până când se va termina ploaia pentru a-și lua mașinile. Zeci de străzi din Chișinău au fost acoperite de puhoaie, iar pe unele apa a depășit jumătate de metru, unele transformându-se în adevărate râuri. Pe strada Mihai Viteazul, apa a început să țâșnească din trei guri de canalizare, așa că șoferii au circulat bară la bară. La Stăuceni, un camion a derapat de pe traseu și a ajuns în canalul de scurgere a apelor pluviale. Nu se cunoaște dacă a avut cineva de suferit. Și alte zone ale capitalei au fost inundate în urma ploilor abundente. Totodată, traficul de pe mai multe străzi din oraș a fost dat peste cap de precipitațiile puternice.
Un șofer prins beat la volan a încercat să mituiască doi inspectori de patrulare. Bărbatul de 38 de ani a vrut să ofere 3.000 de lei pentru a scăpa de pedapsă, dar nu i-a reușit. Șoferul a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție și angajații Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne. Bărbatul a fost prins în timp ce conducea în stare de ebrietate și a încercat să-l convingă pe inspectorul de patrulare să nu documenteze cazul. Acesta este originar din satul Bașcalia, raionul Basarabeasca, și a fost oprit de polițiști lângă satul Ciocmaidan, în apropierea unei stații PECO. Acesta este reținut pentru 72 de ore, iar dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă să fie amendat cu până la 200.000 de lei sau ar putea sta în spatele gratiilor până la 6 ani. I-a promis permis de conducere în schimbul a 500 de euro, iar acum riscă să ajungă în spatele gratiilor. Un bărbat din Cahul a fost prins în seara de 4 septembrie de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurori, în timp ce primea 500 de euro de la o persoană. Suspectul i-ar fi promis persoanei că poate să o ajute să obțină mai ușor permisul de conducere. Potrivit denunțătorului, bănuitul i-ar fi dat asigurări care aveau influență asupra membrilor comisiei de examene din cadrul secției înregistrare transport și calificare a conducătorilor AutoCahul a Agenției Servicii Publice și că îi poate determina să-i pună note de promovare a probelor scrise și practice. CNA a pornit o urmărire penală pentru trafic de influență, iar bărbatul a fost reținut în flagrant în timp ce primea 500 de euro transmiși sub controlul CNA. Persoana a reușit să ascundă banii în torpedoul automobilului, iar ulterior i-a predat benevol ofițerilor CNA. Suspectul este reținut pentru 72 de ore și se află în custodia CNA. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă să stea după gratii până la 7 ani. Angajatul de la Serviciul Cadastral Cahul, dar și trei complici ai săi, bănuiți de depășirea atribuțiilor de serviciu și escrocherie în proporții deosebit de mari, vor compărea pe banca acuzaților. Procurorii Anticorupției Oficiul Sud au transmis în judecată dosarul de învinuire a celor patru. Forțele de ordine au stabilit că suspecții au pus la cale o schemă prin care i-au lăsat pe doi locuitori din Cahul fără apartamente. Aceștia ar fi falsificat un buletin de identitate pe numele unei persoane inexistente. Ulterior ar fi falsificat și două hotărâri judecătorești ale Curții de Apel Cahul, prin care persoanei false îi se recunoștea dreptul de proprietate pentru apartamente. În continuare, inculpații, urmărind ascunderea infracțiunii, precum și faptul că imobilele să nu mai poate fi redobândite de către proprietarii legali, totodată având scopul obținerii de beneficii materiale, au vândut imobilele respective altor persoane, care ulterior le-au strânat de mai multe ori. Potrivit procurorilor, angajatul de la Serviciul Cadastral nu și recunoaște vina. Ceilalți trei complici însă recunosc parțial implicarea lor în acțiunile ilegale. Dacă vina lor va fi demonstrată, toți riscă până la 15 ani de pușcărie. Totodată, bunurile inculpaților în sumă de peste 700.000 de lei au fost sechestrate. Plante de cânepă depistate de polițiști la domiciliile mai multor locuitori din Comrat. Firele au fost găsite în urma celor două percheziții efectuate de către organele de forță pe 4 septembrie în localitatea Ciocmaidan. În primul caz, în gospodăria unui bărbat au fost găsite 6 plante de cânepă cultivate, mai multe pachetele de polietilen în care se aflau semințe de proveniență naturală și o masă vegetală mărunțită de culoare verde cu un miros specific. În cel de-al doilea caz, polițiștii au depistat două plante verzi, dar și 7 tufe uscate de cânepă în podul unei gospodării din același sat. Plantele au fost ridicate și transmise la Laboratorul Criminalistic al Centrului de Expertiză Criminalistică Sud din Găgăuzia. În funcție de rezultatul expertizelor, se va decide ce pedeapsă vor primi persoanele implicate în infracțiune. Ar fi intrat într-un local, a furat un telefon mobil și un portmoneu, după care a părăsit locul infracțiunii. Un bărbat de 36 de ani din Chișinău riscă să facă pușcărie, bănuit de furt. Totul s-a întâmplat într-un local de pe strada Kiev, din sectorul Râșcani al capitalei. Suspectul a ajuns în vizorul oamenilor legii după ce administratoarea localului a depus o plângere, precum că i-ar fi fost furate bunurile în valoare de 8.000 de lei. Potrivit poliției, camerele de supraveghere instalate în local au surprins momentul când bărbatul intră și iese din încăpere. Potrivit lor, datorită imaginilor, suspectul a putut fi reținut. În timpul audierilor, bărbatul și-ar fi recunoscut vina. Acesta le-ar fi spus polițiștilor că a vândut telefonul la o casă de amanet pentru 1.000 de lei. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă amendă de până la 27.000 de lei sau ar putea face 4 ani de pușcărie. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt.
Alertă în sectorul Botanica din capitală. În curtea unui bloc de locuit de pe strada Nicolae Zelinski a fost găsit un obiect explozibil, proiectilul de artilerie, calibrul de 76 de mm din cel de-al doilea război mondial, a fost găsit în seara de 4 septembrie de către un muncitor care efectua săpături pe un șantier. La fața locului a intervenit un echipaj al poliției și a încercuit zona. Grupul de geniști din batalionul de geniu Codru au preluat proiectilul pe care l-au dezmorsat pe poligonul de la Bulboaca. 6 persoane s-au ales cu amenzi și procese verbale după ce au fost depistate pescuind fără permise pe râul Nistru. Asta după ce zilele trecute inspectorii piscicole au desfășurat mai multe controle pe fluviul Nistru, de la localitatea Gura Bâcului, raionul Anenii Noi, și până la Pohrebea, raionul Dubăsari. În rezultat, 6 pescari s-au ales cu amenzi în sumă totală de aproximativ 2000 de lei pentru pescuit fără permis, pescuit cu plasa și pescuit pe timp de noapte. Șoferii moldoveni își vor putea face permise de conducere internaționale. Tot ce trebuie să facă cei care își doresc un permis de conducere valabil peste hotare este să depună o cerere la Agenția Servicii Publice și să prezinte actul de identitate, permisul de conducere național și dovada achitării tarifului stabilit. Pentru eliberarea documentului în timp de 30 de zile, tariful este de 500 de lei. Acesta poate varia în funcție de termenul stabilit. Permisul va fi valabil în traficul internațional numai în prezența permisului de conducere național și se va elibera pe un termen de până la 3 ani. Un moldovean a fost reținut după ce polițiștii de frontieră din Ucraina au găsit ascunse în mașina bărbatului 60 de cartușe. Potrivit autorităților ucrainene, acesta a încercat să traverseze frontiera prin Coridorul Verde. Încărcătura a fost descoperită de polițiștii de frontieră de la punctul comun de trecere Palanca Maiechiu Dobnoie. Patroanele erau ascunse în bariera de protecție din spate a mașinii sale. Moldoveanul nu avea niciun act care i-ar fi permis să transporte cartușele. Polițiștii ucraineni l-au reținut pe bărbat până la stabilirea tuturor circumstanțelor. Un bărbat de 28 de ani din Republica Moldova este cercetat penal în România după ce polițiștii de frontieră au găsit aproape 1500 de pachete cu țigări în mașina sa. Totul a avut loc pe 5 septembrie, puțin după miezul nopții, în punctul de trecere a frontierei Albița-Iași. Țigările erau ascunse în pragurile mașinii, în bara din spate, în aripile din față, dar și în butelia de gaz a automobilului. Lotul de țigări a fost confiscat, mașina reținută, iar bărbatul s-a ales cu o amendă de peste 40.000 de lei moldovenești. Un bărbat cu un tatuaj în formă de inimă pe mâna stângă este căutat de poliție, bănuit că a furat geanta unei femei de 42 de ani. Totul a avut loc pe 14 iulie, pe strada Alecu Ruso, din sectorul Ciocana al capitalei. Victima s-a adresat la poliție și le-ar fi spus forțelor de ordine că în geanta care i-a fost furată erau bani, acte personale și telefonul mobil. Paguba materială cauzată victimei a fost estimată la peste 11.000 de lei. Poliția roagă cetățenii care l-au recunoscut pe bărbatul din imagine și cunosc locul unde s-ar putea afla să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Dacă va fi identificat și găsit vinovat, suspectul riscă amendă de până la 32.500 de lei sau chiar ar putea sta până la 2 ani după gratii. Dacă deții imagini sau informații ce pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.